Senatorul PSD Vâlcea Laurențiu Coca a declarat în cadrul unei conferințe de presă că în cazul în care liberalii vor câștiga președinția Consiliului Județean Vâlcea, el își va da demisia din funcția de senator. Anunțul i-a luat prin surprindere chiar și pe ceilalți lideri din PSD. Uitați-vă la mine. Vă garantez că PNL-ul nu va câștiga nici Consiliul Județean, nici Primăria Râmnicului. Vă garantez sub demisia mea. Și ca să fie clar pentru toată lumea, ca să fie clar pentru toată lumea. De unde vă dați demisia? Păi, alegerile locale sunt cu 6 luni înainte de alegerile parlamentare. Așa. Deci renunțați la funcția de senator. Eu vă spun, vă spun un singur lucru. Candidatul nostru, suntem un partid mare, care nu ne permitem să nu avem un candidat la președinția Consiliului Județean în persoana președintelui Rădulescu. Liberalul Traian Dobrinescu și el, parlamentar de Vâlcea, l-a sătuit pe colegul său, senatorul Laurențiu Coca, să-și dea demisia de acum, fără să mai aștepte vara acestui an. Domnule deputat, în urmă cu câteva minute, colegul dumneavoastră de parlament, senatorul Coca, a spus în conferința de presă că dacă Partidul Social Democrat nu va reuși să câștige Consiliul Județean și Primăria Râmnicului, domnia să își dă demisia din Parlamentul României. Poate să-și o dea de acum. Facem economie. Acum, putem consuma foarte multe cuvinte pe tema asta. Vom ști după alegerile din 5 iunie. Pe 7 iunie vom ști cine va câștiga Consiliul Județean. Eu m-am hazardat să vorbesc precum domnul Coca și să fac un pariu cu mine sau cu dumneavoastră. Este de prost gust să faci asemenea lucruri. Că ai speranțe, că știi că cel care candidează din rândul partidului tău sau care reprezintă partidul va câștiga, asta este ok. Dar un mod din asta de a induce deja câștigătorul în opinia publică este gratuit, este inutil să vorbesc. Dar aș spune, eu nu știu cu cine va merge PSD-ul în campania pentru Consiliul Județean. Poate că încă mai contează domnul Coca pe poporul PSD-ist, numai că poporul PSD-ist s-a cam rărit. Vin cei tineri, vine Facebook-ul, pe care adepții și simpatizanții PSD-ului nu prea au asemenea îndelniciri. Cu mandatul pe masă sau în buzunar, un lucru este limpede. Apropierea alegerilor locale le dă frisoane tuturor politicienilor.